Rodia. Odată, pe când trăiam în interiorul unei rodii, am auzit o sămânță spunând într-o zi: voi fi un copac și vântul îmi va cânta printre ramuri și soarele va dansa pe frunzele mele și am să fiu un arbore puternic și frumos în toate anotimpurile. Apoi o altă sămânță vorbi și spuse: pe când eram la fel de tânără ca tine și eu aveam astfel de vise, însă acum, când pot să cântăresc mai bine lucrurile, văd bine că visurile mele au fost zadarnice. Și a treia sămânță zise la rândul ei: nu văd nimic în noi care să ne făgăduiască un viitor atât de măreț. Atunci o a patra spuse: ce glumă proastă ar fi viața noastră fără un viitor mai luminos. Dar la ce bun să vorbim de ceea ce vom fi, când nici nu știm ce suntem chiar acum, spuse-o a cincea sămânță. Orice am fi, vom continua să fim ceea ce suntem, răspunse-o a șasea. Și a șaptea sămânță spuse: mie cât se poate de limpede cum va fi tot, doar că nu o pot spune în cuvinte. Apoi vorbi și a opta, și a noua, și a zecea, și alte zece în plus, până când începură toate să vorbească, iar eu nu mai puteam să înțeleg nimic dintre atâtea voci. În aceeași zi m-am strămutat în miezul unei cutui, că semințele ei sunt mai puține și aproape tăcute.